Bună tuturor și bine ați revenit pe pagina mea de YouTube. Antrenamentul de astăzi este un antrenament pentru fese, iar acest antrenament te va ajuta să obții niște fese mai bombate și mai voluminoase lucrând de acasă. Este un antrenament simplu, eficient și trebuie neapărat să-l pui în practică dacă vrei să obții aceste rezultate. Înainte să trecem la treabă, am un mic anunț pentru voi. Gymbeam.ro au lansat niște batoane proteice noi. Sunt din gama Beast Pink, cam așa arată ele. Sunt super, super delicioase și trebuie neapărat să încercați. Eu deja le-am inclus în alimentația mea zilnică pentru că au un gust extraordinar de bun. O să vă arăt cum arată înăuntru. Veți găsi un link și un cod de reducere în descriere către aceste batoane proteice. Cam așa arată ele înăuntru. După cum se vede, au un gust extraordinar de bun. Consum 1-2 din acestea pe zi și îți promit că nu vei avea nevoie de nimic dulce și nici măcar puțină poftă de dulce, pentru că au un gust extraordinar de bun. Practic, dacă ți-ți face poftă de dulce, poți să consumi un baton proteic și îți promit că pofta ta de dulce va dispărea, pentru că are un gust extraordinar de bun. Cum am menționat, link și cod de reducere în descriere către aceste batoane proteice. Sunt super delicioase și accesibile la preț, așa că cu siguranță vă vor plăcea și vouă. Înainte să trecem la treabă, dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să apeși pe acel buton de subscribe. Postez aici antrenamente noi în fiecare săptămână și nu ai vrea să ratezi niciunul. Acum, toate fiind spuse, haideți să trecem la treabă și să ne lucrăm fesele. Foarte bine, începem cu primul exercițiu. Ne sprijinim pe genunchi și pe brațe. De aici împingem piciorul îndoit în sus ușor, se acolo puțin, revii ușor înspre saltea. Împingi cât mai sus, apoi revii ușor înspre saltea. Foarte bine, pe același picior împingem piciorul îndoit în sus. Când e sus, faci 3 mișcări micuțe sus, apoi revii ușor înspre saltea. Repetăm 40 de secunde, din nou încerci să împingi piciorul cât de sus poți. Un, doi, trei și revenim înapoi. Foarte bine, pe același picior, piciorul drept, îl ridici în sus, drept, când e sus, dublezi mișcarea, apoi revii ușor înspre saltea. Din nou, încerci să împingi piciorul cât mai sus, ca să putem lucra bine fesele. Împingi, dublezi mișcarea, revii ușor înspre saltea. Primul exercițiu, piciorul îndoit, îl împingi ușor în sus, revii ușor înspre saltea. Repetăm 40 de secunde. Încerci să împingi piciorul cât mai sus ca să putem lucra bine fesele. Foarte
foarte bine. Împingem piciorul îndoit în sus, trei mișcări micuțe sus, apoi lovi ușor înspre saltea. Vom repeta 40 de secunde. Și revenim înapoi. Când revin spre saltea, încerc să nu lași fesele pe saltea complet. Piciorul pe care am lucrat. De aici împingem în sus, revii ușor înspre saltea. Piciorul pe care lucrăm este cel care stă pe saltea, așa că vei simți exercițiul în piciorul în care împingi. Saltea puțin depărtate, împingem fesele de la saltea în sus, când e sus dublăm mișcarea, revenim ușor înspre saltea, însă nu atingem salteaua, repetăm 40 secunde, împingi, dublezi mișcarea, revii ușor înspre saltea.
foarte bine, depărtăm picioarele puțin mai mult, vârfurile de la picioare poziționate puțin în lateral, împingem fețele în sus, rămânem aici, le ții bine încordate pentru 3 secunde cât mai sus, apoi revii ușor înspre saltea și repezi de la început. În acele 3 secunde vreau să încorzi bine fețele și le ții cât mai sus. Scuși de minune, mai avem puțin! Este un antrenament simplu care te va ajuta să obții niște fese mai bombate și mai voluminoase lucrând de acasă. Durează 10 minute, super eficient, rapid, așa că trebuie neapărat să pui în practică cât mai des. Mai ales și la început, gymbeam.ro au lansat niște batoane proteice super, super delicioase care te vor ajuta să îți iei un număr bun de proteine, așa că neapărat introdu-le în alimentația ta. Sunt delicioase la gust, accesibile la preț. Bineînțeles, vor avea un aspect pozitiv atunci când vine vorba de crescut fețele, pentru că sunt bogate în proteine. Link și cod de reducere în descriere pentru acel baton proteic delicios. Cam atât pentru astăzi, spor antrenament în continuare. Noi ne vedem data viitoare și nu uitați să te abonezi la pagina mea de YouTube ca să nu ratezi niciun video. V-am pupat și ne vedem curând!